12 combinații de alimente care te vor ajuta să scapi de kilogramele în plus. Urmezi un program strict de exerciții fizice, consumi doar alimente cu puține calorii și bogate nutrienți și, totuși, observi că, indiferent de dieta adoptată, nu reușești să scapi de kilogramele în plus? Ei bine, există unele combinații de alimente care accelerează metabolismul și provoacă un consum mai mare de calorii. Dacă îți place acest video, apreciază-l și click pe butonul de abonare la canalul nostru pentru a vedea mai multe materiale de acest fel. Trebuie să știi că există alimente care slăbesc alimente cu puține calorii, dar cu un aport mare de minerale și vitamine, recomandate de nutriționiști, care ajută la pierderea rațională a kilogramelor în plus. Însă este important ca pentru a obține rezultatele dorite într-un timp scurt și, mai ales, pentru a-ți menține ulterior formele perfecte, trebuie să înveți să mănânci și să asociezi corect alimentele. De ce este important cum combini alimentele? O dietă echilibrată trebuie să conțină proteine, carbohidrați, grăsimi, vitamine, minerale și apă, dar indiferent de dieta aleasă, aceasta se va dovedi inutilă dacă nu vei ști să combini alimentele. O asociere corectă a alimentelor îți poate îmbunătăți starea de sănătate, te ajută să-ți dezvolți masa musculară și totodată să slăbești. Pe de altă parte, prin combinarea greșită a alimentelor, te poți confrunta cu acumularea kilogramelor nedorite, probleme digestive sau cu absorpție ineficientă a nutrienților. Cele mai comune efecte ale asocierilor alimentare nepotrivite sunt constipația, care favorizează îngrășarea și stagnarea curei de slăbire, oboseala, balonarea, gazele intestinale, arsurile gastrice, acumularea de toxine în intestine și crampele stomacale. Pentru a evita aceste efecte neplăcute, dar mai ales pentru a slăbi eficient și rapid, la pauza de cafea am realizat un top al celor mai bune combinații alimentare. Orez și leguminoase. Orezul este o sursă incompletă de proteină din cauza conținutului mai mic de aminoacizi. Pentru a obține o cantitate optimă de proteină, acesta poate fi asociat cu un aliment care să-l completeze, cum ar fi leguminoasele. Numeroase studii au demonstrat că o dietă bogată în leguminoase, fasole, boabe, năut, linte, mazăre, este ideală pentru persoanele care doresc să slăbească. Combină oricare dintre acestea cu orez și vei obține o masă sățioasă și delicioasă și totodată vei arde o mare parte din grăsimile nedorite. Spanac și avocado. Bogat în grăsimi mononesaturate, uleiul de avocado are efecte benefice asupra colesterolului și, de asemenea, dă o senzație persistentă de sațietate. În plus, conține vitamina B și E, precum și cantități considerabile de potasiu. Cât despre spanac, există studii care demonstrează că un consum moderat de verdețuri cu un conținut mare de apă contribuie la eliminarea surplusului de grăsime din regiunea taliei. Se observă că ambele alimente furnizează corpului o mulțime de vitamine și minerale, iar consumate împreună, alături de alte verdețuri, pește sau pui, se transformă într-o masă echilibrată care te ajută să slăbești sănătos, fără să privezi organismul de nutrienții de care are nevoie. Proteine cu legume. Pentru o bună funcționare a organismului, ai nevoie de aportul zilnic de proteine. Însă dacă vrei să scapi de câteva kilograme în plus, ar fi bine să așezi în farfurie, alături de friptura preferată, o porție consistentă de legume. Năut și salsa. Studiile au demonstrat că năutul se numără printre alimentele care au potențialul de a reduce riscul obezității și diabetului. În plus, dacă pui alături un sos de salsa, vei obține garantat un preparat delicios care cu siguranță nu-ți va pune greutatea în pericol. De ce salsa? Deoarece se prepară cu ardei iute care conține capsaicină, un compus termogen care declanșează producția de norepinefrină. Sună complicat, dar acest hormon ajută la arderea grăsimilor, stimulând oxidarea lor, diminuând apetitul.
condimente cu proteine. Condimentele ajută la accelerarea procesului de ardere a grăsimilor, dar proteinele îți dau energie. Printre cele mai eficiente condimente în procesul de slăbire sunt ardeiul iute, imbirul, uișoarele, tarhonul, piperul roșu. Nu uita că în cura de slăbire este recomandat să ții proteinele din carnea slabă, de pui sau de pește, ouă sau leguminoase. Pepene galben și struguri roșii. Un desert delicios din pepene galben și struguri roșii te ajută să topești grăsimile și să-ți reglezi digestia. Pepenele este un diuretic natural care stimulează eliminarea surplusului de apă din organism, în vreme ce strugurii roșii, cu un conținut mare de antocianină, reduc activitatea genelor responsabile pentru depunerea grăsimilor. Cafea cu scorțișoară. Pe lângă faptul că are un conținut aproape nesemnificativ de calorii, scorțișoara este un condiment foarte bogat în antioxidanți, despre care studiile au demonstrat că sprijină eliminarea surplusului de grăsime din regiunea abdominală. Adaugă o cantitate mică de scorțișoară în cafea și vei topi calorii încă de la prima ora dimineții. Cereale integrale doar cu lapte vegetal sau iaurt. Laptele de origine animală se digeră destul de greu și îți poate provoca balonare sau crampe stomacale. Încearcă să consumi cerealele integrale cu lapte de soia, de migdale sau de cocos. Somon cu sparanghel. Este o combinație perfectă pentru persoanele care vor să slăbească. Somonul furnizează grăsimi bune și proteine, în vreme ce sparanghelul oferă aportul de fibre și proteine care ajută corpul să scape de retenția de apă. Consumă-le împreună, însă de preferat la abur sau la cuptor, nici de cum prăjite. Ton cu ghimbir. Tonul este o sursă importantă de grăsime omega-3 care împiedică depunerea grăsimilor în zona abdominală. Ghimbirul previne balonarea, îmbunătățește digestia și stimulează și mai mult arderea grăsimilor. Prin urmare, aceste două ingrediente merg de minune împreună, dacă ți-ai propus să scapi de kilogramele în plus. Ouă cu salată. Ouăle au un conținut ridicat de proteine și arginină care ajută la slăbit. În plus, sunt perfecte în orice combinație cu diverse legume sau salate de orice tip. Brocoli, conopidă, ridichile, roșiile, castraveții, vinetele, ciupercile, ceapa, usturoiul, ardeiul gras, varza, varza de Bruxelles, anghinari, sparanghel, fasole verde, țelină, morcovi și, în general, toate verdețurile. Migdale cu iaurt grecesc. Iaurtul grecesc are un conținut bogat în proteine, vitamina D și calciu, fiind perfect în procesul de slăbire. Combină-l cu migdalele care conțin grăsimi sănătoase și stimulează arderea grăsimilor de pe picioare și abdomen. Voi cum asociați alimentele atunci când țineți un regim alimentar pentru slăbit? Așteptăm comentariile voastre mai jos. Și nu uitați să dați un like acestui video dacă v-a plăcut.